Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre identificarea felului materialului de ambalaj. Diferitele materiale de ambalaj pot fi identificate rapid într-un examen organoleptic în care se urmărește aspectul culoarea Plinătatea, astfel dacă se examinează materialele din cupla hârtiei și a cartonului, aspectul îngrijilip sau oricărui defect ca rupturi, PT indică hârt hârtii și carton de calitate superioară. Aspectul mătătăsos este caracteristic hârtiei timătase, mătase, cel sticlos, hârtiei pergaminate, un anumit luciu și un grad înaintat de alb, hârtiei și cartonului velin. În cadrul materialului de ambalaj din lemna placajului panelului plăcilor fibro lemnoase, aspectul și grosimea acestor permite identificarea tipului de material. Placajul se recunoaște după straturile de furnie suprapuse după grosimea sa inferioară plăcilor fibro -lemnoase. În aceasta, din număr respectiv, pe fele plăci din aschii de lemn sunt ușor de identificat dacă sunt privite în secțiune, observându-se structura lor caracteristică de așchii aglomerate, plisate de remegu și imprignat. Diverse sorturi de tablă utilizate cu material de ambalaj pot fi diferențiate cu ajutorul examenului vizual. Tabla cu sotelizate lucioasă având luciu uniform pe ambele fețe. Tabla de aluminiu are culoare albă argintie, luciu mai puțin pronunțat și este mult mai ușoară decât tabla cositorită cu aceeași dimensiuni. Cu stimă și respect față de persoanele care mă videoclipurile, eu sunt Virgil Vasalu și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. P.S. Nu uitați să dați like, dislike și dacă vă a un pic mai mult, dragii mei, Vă rog abonați-vă!